Deschide lumea emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Victor Paul Dobre, președintele Partidului Național Liberal Galați. Bună seara, bine ați revenit! Bună seara, bine v-am găsit! Domnule președinte, este ultima zi de campanie electorală în audiovizual. De mâine nu mai avem voie să facem campanie pentru partidele politice. Desigur, putem face emisiuni de analiză, putem face emisiuni cu orice altă tematică, dar nu mai puteți participa până în ziua alegerilor la o emisiune electorală. Încercând să trageți o concluzie, cu ce rămânem în urma schimbării legislației electorale? Cu ce rămânem în urma acestei campanii? Eu cred că, în primul rând, sunt câteva lucruri care ar trebui menționate. O serie de practici bine cunoscute de-a lungul anilor n-au mai fost. Deci, chiar pe tot județul n-am auzit de bici, de bere, de alte tradiții. Doi, cred că de această dată oamenii au avut ocazia să se întâlnească cu cei care candidează. Eu am parcurs tot județul. Peste tot, colegii mei, atât candidatul de primar, cât și cei consilierii, au bătut ulițele satelor, străzile orașelor tot timpul. Și din ce sunt eu informat, și ceilalți. Aș vrea totuși să menționez un lucru. Deci dacă știți, noi suntem singurul partid, Partidul Național Liberal, care am depus liste complete în tot județul, plus că avem candidați de primar în toate localitățile. PSD-ul nu are în 3 localități și ALDE nu mai știu câte. Deci vreau să spun că a fost o comunicare și le-am cerut de la bun început. Pentru că e singura modalitate, de fapt. Asta e modalitatea modernă în Uniunea Europeană din care facem parte. Sunt destui care mi-au spus, chiar îmi spunea cineva așa în glumă, zice, bă, a început campania, a stins lumina. Nu mai erau panouri, nu mai erau banere, nu mai era outdoor-ul cu care eram obișnuiți. Lucru care, iarăși, eu am participat la multe misiuni de observare a alegerilor prin natura calității de parlamentară în adunarea OSCE. Nu prea vezi. În alte state, au fost în Anglia la alegeri, nu există. Rar undeva pe câte o străduță găseam votați liberali sau conservatori. Poze nicăieri. Bun, internet, emisiuni televizate. Deci lucrurile astea evoluează. Și eu cred că unii zic, nu, stai domne, că nu-s cunoscuți, că nu-s suficient de cunoscuți. Și asta e adevărat. Probabil că multe partide vor trage învățămintele de rigoare și își vor pregăti candidații din timp, pentru că în țările astea cu care dorim să ne asemănăm, candidații sunt cunoscuți cu mult înainte de data alegerilor. Participă la emisiuni, participă la dezbateri, se întâlnesc cu grupuri socioprofesionale, participă la tot felul de evenimente. Deci omul ăla se pregătește. Ba mai mult, nu merge și pe luna. Stradă și stă de vorbă numai cu oameni. Nu mai de chestia asta, nu în luna aceea. Deci schimbăm stilul de campanie, terminat cu făină, cu ulei, cu zahăr. Eu cel puțin, credeți că s-a terminat din punctul cu de vedere al liberalilor, n-am avut tradiția asta. Cu găleți, cu ulei, cu zahăr, credeți că nu se vor mai folosi? Eu nu spun că n-or fi unii care o să încerce să încalce legea sau o fi încercat. Dar la modul în care a fost, mi-aduc aminte, în 2000, tradiția găleților, cred că am inițiat-o noi. Noi împărțeam găleți cu săgeata pe județ și ne așteptau oamenii că au venit aia cu gălețile, cam se știa. Cred, în orice caz, cred că, și eu sfatul ăsta l-am dat la toți colegii mei care candidează, să respecte rigorile legii, pentru că vreau să-i am alături în continuare și n-a nici bine.
Da, auzeam unii dintre competitorii electorali care veneau, bine, nu neapărat pe post, dar îmi declarau în discuțiile private, domnule, merg în mediul rural și mă întreabă oamenii, dar nu ne-ați adus nimic? Tura asta nu ne dați nimic? Faptul, știți ce s-a întâmplat? Că eu am fost la dezbaterea aceasta. Când s-a pus problema materiale promoționale. Oricând există o limită care poate fi călcată, așa că s-a renunțat la orice tip de material promoțional, cu excepția programe, brușuri, și așa mai departe, pliant. Da. Ce vor gălățenii, domnule președinte? Ați mers, a stat de vorbă cu ei. Cât de interesați credeți că sunt de marile proiecte de investiții versus decența traiului de zi cu zi? Bine, eu nu sunt candidat în alegerile acestea, dar bineînțeles că am fost alături de candidatul meu la Galați, Nicușor Ciumacencu, și alături de Tania Bogdan în județ și alături de toți candidații mei primari în județ. Ce vor gălățenii? Cred că, în primul rând, gălățenii își doresc o primărie care să le asigure un nivel de servicii publice corespunzător mileniului 3. Adică transportul comun, căldura, apa caldă, apa curentă, curățenia străzilor sunt lucruri normale într-un mare oraș european. Dom'le, Galațiu e un mare oraș european. Nu e o capitală cu milioane, dar un oraș de 300.000 de locuitori, pe toate standardele europene, e un mare oraș. Cred că asta e un capitol clar. Și am văzut în sondaje, în evaluările noastre. O să vă spun o chestiune care, iarăși, e șocantă, dar e o realitate a galaților. Vor să-și rezolve problema câinilor, vagabonzi. Da? O problemă iarăși importantă, această teamă privind viitorul Galațiului datorită evoluțiilor economice. Noi am fost singurul mare oraș din România, deci, cum se zice în tenis, top 10, primii 10. Niciunul din marile orașe ale României din primii 10 nu a depins de o singură industrie așa cum a fost Galațiu. Nu că nu aveam și alte industrii, facem vapoare de mai bine de 100 de ani și sunt constructor naval și știu că cel mai bun șantier naval e la Galați, indiferent ce zic unii sau alții. Am avut agroalimentară, care din păcate s-a cam dus, și am avut alte componente. Dar structura economică a județului era peste 80% din PIB, cum se zice azi, SIDEX-ul. Evoluțiile care unele poate au depins de noi, altele nu au depins de noi. Piața mondială, această schimbare spre marea industrie se duce spre țările mai puțin dezvoltate datorită costurilor scăzute, problemele de mediu, toate cele ce s-au sumat, evoluția consumului pe plan mondial, a dus la o contracție solidă, importantă. Erau 35.000 de oameni, sunt 7.000. După aproape 20 de ani. Lucrul acesta ne pune în situația de a ne regăsi. A doua componentă importantă a Galațiului a fost Dunărea. Războiul din Iugoslavia, canalul Dunăre-Marea Neagră, ne-au afectat masiv traficul pe Dunăre. Iarăși o sursă solidă. Conjunctura aceasta economică ne pune probleme, chiar temeri. Nu mai vorbesc cu o tendință care a devenit naturală a noilor generații să-și încerce norocul în Europa. Mulți tineri își termină studiile, mai vorbesc de profesii de vârf, cum ar fi medicii care termină facultatea, stau câteva luni și pleacă. Sunt motive serioase de îngrijorare în condițiile în care Galațiu, ca și Moldova, a rămas în afara dezvoltării marii infrastructuri. Mi-aduc aminte, eram în campania prezidențială la Iași, era un meeting, cred că erau vreo 30.000 de oameni.
și i-am spus atunci viitorului președinte și liderilor noștri că atunci când Cogălnicianu a zis că o să crească troscot pe ulițele Iașiului, dar capitala trebuie să o ducem la București ca să facem țara, România, nu și-a închipuit că nu o să fim departe, adică noi am făcut lucrul ăsta. Moldova a dat în continuare oameni mari țării, Moldova a dat forță de muncă, Moldova a dat soldați. Din păcate, guverne succesive de atunci, deci o istorie mai veche de 150 de ani, a ținut Moldova mai în urmă. Și chiar spuneam că sunt regiuni unde se construiesc autostrăzi, sunt regiuni unde se proiectează autostrăzi și în Moldova am auzit de autostrăzi. Și care să fie motivul? Cred că o parte din vină e și a noastră, de-a lungul istoriei. Cred că și lucrul acesta l-am propus într-un viitor program de guvernare liberală, că problema devine sistemică. Nu e o chestiune că e mai amărât Vasluiu, e mai amărât Vasluiu. Galațiu rămâne un județ peste media pe țară. Nu este un județ care a căzut pe ultimile locuri. Dar pentru dezvoltarea Moldovei, în condițiile dezindustrializării care a fost după 1989, în condițiile în care infrastructura a rămas în urmă, vorbesc de autostrăzi, dar și calea ferată, chiar și aeroporturi, cred că ar trebui o finanțare de tipul celei care a făcut-o Italia pentru sudul ei sau alte țări europene pentru zonele mai puțin dezvoltate. Adică ar trebui, nu știu, un sistem de supraimpozitare pe alte regiuni ca să creezi un fond în Moldova, cum fac chinezii pentru regiunile lor cu probleme, sau crearea unor resurse suplimentare ale statului și alocarea lor cu preponderență, pentru că de la infrastructură vin multe. Galațiu are însă niște oportunități. Băgate lucrurile astea, acum discutăm de primărie și candidatură la primărie. Aici un lucru ar fi important și eu am spus-o și o repet. Noi toți trebuie să facem un efort să ne promovăm zona, municipiul, pentru că suntem destul de puțin cunoscuți. Foarte multă lume de la Brăila încolo crede că Galațiu e Sidex și atât, punct. Încă. Toți trebuie să o facem. Cred că nu am fost suficienți de activi la București să ne promovăm proiectele. Se întâmplă. Eu mi-aduc aminte și repet și acum. Am fost secretar de stat la interne, toți președinții de județ mi-au călcat ușa că așa erau. Unii veneau și dimineața și seara. Numai de la Galați n-a venit nimeni. Și era președintele județului care promovasem eu, domnul Durbac. Nu poți stând acasă să obții rezultate. Și e un pericol în momentul de față. Major. Acest interval bugetar european 2014-2020 este ultima șansă pentru alocările care le are România, 40 de miliarde de euro. În momentul de față, la nivelul județului, nu avem niciun program, nu s-a accesat nimic. Și din câte mi-aduc eu aminte, nici la nivelul municipiului. Este un lucru pentru care eu militez pentru candidatura lui Nicușor Ciumacencu. Dintre toți candidații la primărie, este singurul care a răspuns, a accesat, a realizat proiecte europene. A fost viceprimar atunci, a fost o perioadă de facto primarul Galațiului și marile proiecte europene, Oțelarilor, Scânteie, ISPA, s-au derulat atunci. Deci are exercițiu acestui lucru. Resursele Galațiului sunt limitate, resursele României sunt limitate. Banii europeni însă sunt mulți și în același timp sistemul în care ești finanțat cam nu permite să se ducă în altă parte.
sunt destul de bine utilizați. Are această competență. Mai mult, domnul Ruge, eu cred că este un timp al fiecăruia. Repet din nou un lucru care zic de un an de zile. Sunt mulți care critică generația noastră. Poate în unele locuri pe bună dreptate, poate în altele e nedrept. Da, asta e o discuție. Este însă timpul să dăm responsabilitatea Galațiului pe mâna unei noi generații politice, a unor oameni care au crescut după 1989, care sunt oameni unei alte generații, pentru că sunt toate schimbările astea sociologice, comunicația, a fost o revoluție mare, acum 20 de ani nu aveam telefoane mobile, nici internetul. Trebuie o generație nouă în condițiile noi, pentru că acum, ca să dezvolți orașul, îți trebuie proiecte europene, îți trebuie oameni care să comunice, îți trebuie oameni să știe limbi străine, să știe ce aia un proiect, să aibă competențe. Trebuie și să aibă un dinamism. Primăria, eu am fost prefect. Nicușor are 41 de ani, eu am fost prefect la 43 de ani. E 24 de ore din 24. E o funcție extrem de... nivelul de implicare este enorm. Trebuie o generație care să ducă așa ceva. Vorbind despre problemele pe care le are Galațiul și despre faptul că acest oraș nu este dezvoltat, din contră, mulți spun că ar fi undeva pe topogan, actualul primar a atacat la un moment dat pe un post național de televiziune, la Realitatea TV chiar, tripleta Nica Dobre-Toader. Spunea domnia sa că orice proiect ar pleca spre București trebuie să treacă întâi pe la ei, sau trebuia să treacă întâi pe la ei. Și au avut interese personale și domnia sa spunea, domnule, și sunt responsabil pe vorbele mele. Am citat aproximativ din spusele domnului Marestan. Cum deci, comentați? Cum să zic, o aberație. Cum să treacă proiectele? Cine poate să oprească un proiect sau altul? Unde să se oprească? La Comisia Parlamentară unde sunt eu? Vorbesc în dreptul meu, toată jenica poate să spun. E vreun proiect pentru Galați pe care să-l opresc? Din contră. M-am străduit și cred că odată o să-mi fac și eu un bilanț al activității. Proiectele care le-am sprijinit. În rest, ce proiect am oprit și pentru ce? E, nu știu, mă gândeam că o să-l întrebați pe actualul primar, domnule, ce ai vrut să spui? E în campanie și îl înțeleg că trebuie să dea în toată lumea, da? Așa se întâmplă în campanie? Trebuie să dai în toată lumea? Fiecare are stilul lui. Sunt unii care, cum să vă spun, nu știu să piardă. Sunt și oameni de ăștia. Am înțeles. Ce proiecte personale puteam... Proiect. Domnia sa a lansat tunelul. L-a oprit cineva pe undeva? Nu știu, m-am gândit că aveți mai multe detalii și de asta v-am întrebat. Nu știu. Că spunând-o pe un post național de televiziune de față cu alți 9 primari sau candidați în marile orașe... Păi acolo nu avea nimeni să-l contrazică. Da, eu aș fi sunat, domnule, ce ai vrut să spui? Sau habar n-am, nu știu, dumneavoastră știți mai bine. Ce vreau să vă întreb? Cât de mult credeți că vor conta orgolile la alcătuirea noului Consiliu Local și Consiliul Județean? Nu contează orgoliile, contează rezultatul. O majoritate, pentru că e destul de greu de presupus că un partid, ne-am dorit fiecare din partidele mari, să avem singur majoritatea, e destul de greu de presupus că o vom realiza. E sigur, noastră atunci, aveți niște cifre pe care le-ați făcut în interiorul partidului. Bine, orice cifră, doamne, toate sondajele rămân sondaje. Sigur, rezultatul duminică. Votului e cel care contează. Dar există odată o problemă să realizezi o majoritate simplă, dar în funcționarea consiliilor de multe ori ai nevoie de votul unei majorități calificate, care complică și mai mult lucrurile.
știți, eu vreau să vă provoc la un soi de aritmetică electorală. Deci, să presupunem că nu reușește niciunul dintre partide să obțină majoritatea în Consiliul Județean, 51%. Ce se va întâmpla? Presupun că o să câștige domnul Ciumacenco și aveți nevoie de un Consiliu în majoritate care să-l susțină. Domnul Blaga spunea ieri, noi și PNL și cu PSD-ul nu vom colabora niciodată pentru că asta s-a stabilit la congresul din mai 2015, parcă. Consiliul Național. Consiliul Național, îmi cer scuze, nu sunt la curent foarte bine cu terminologia. Cu domnul Durbacă, parcă nu vă văd pe dumneavoastră colaborând după cât aruncați săgeți liberale înspre domnia sa. Și atunci ce o să faceți? O să trebuiască să colaborați probabil cu Marius Stancel, care, iată, v-a acuzat că ați avut interese personale și din cauza asta nu s-a dezvoltat Galațiul? Deci, vreau să vă spun un lucru. E foarte important cine va fi ales primar. Pentru că de acolo încep lucrurile. Primarul va fi ales și gălățenii lui îi dau mandatul să conducă orașul. Nu cred că nu e nimeni absurd să blocheze activitatea primarului. Pentru că s-a blocat tot. S-a mai întâmplat, vedeți, primăria lui Băsescu mai puțin. Primul mandat. Aici, la Galați, am avut un moment mai conflictual până în 2004 și a fost depășit. Eu cred că sunt subiecte, în special pe tema administrației, unde putem depăși disputele politice și să asumăm niște proiecte importante. Deci aici sunt convins că se găsesc soluții. Adică PSD și PNL ar putea de să colaboreze pe anumite chestii? Eu aș vrea chestii? Să fiu foarte clar. E o întreagă legendă PSD cu PNL. Eu vreau să vă spun un lucru ce se întâmplă în județ și despre care nu vorbește nimeni. De exemplu, domnul Stan tot a acuzat că fac eu cu Nica nu știu ce. Dar ar trebui să-l întrebe pe șeful lui de partid, domnul Chebac. Și domnul Chebac face campanie la Schela, unde nu are listă, primarului PSD. În foarte multe localități, UNPR-ul nu a depus listă și face campanie candidaților PSD. Deci domnul la Negrilești, la Negrilești, da, unde favorit e primarul actual UNPR, PSD-ul nu a depus listă și sprijină candidatul UNPR. Deci domnul Chebac e președinte de partid al UNPR-ului și lucrează cu PSD-ul din greu. Păi da, dar PSD-ul n-a declarat nimic județului. Despre... Ei colaborează fără de-o. PSD-ul n-a zis nimic. Domnul Stan ne critică. Da. Să-l întrebe pe președintele lui de partid care-i strategia. Eu o bănuiesc. Probabil e o competiție pe cine va lua PSD-ul pe listă în toamnă, dar asta e altă discuție. Exact, asta era următoarea mea întrebare. Cât de importante sunt aceste cifre înregistrate la alegerile locale pentru ceea ce se va întâmpla la alegerile parlamentare din toamnă? Totdeauna alegerile locale sunt importante în perspectiva parlamentarelor. Totdeauna. Și contează. Este adevărat, numai că în toamnă sunt alegerile generale parlamentare, e o altă temă. Sistemul electoral este altul, mai ales că a fost acum schimbat pe listă. Va conta foarte mult programul și poziționarea partidelor în plan național. Am văzut, am avut câteva emisiuni și cu doamna Tania Bogdan și cu dumneavoastră, cu domnul Ioan Ștefan. Domnule președinte, care credeți că este cel mai important proiect pe care Partidul Național Liberal, filiala Galați, îl propune gălățenilor? Proiecte importante sunt multe. Mi-e greu eu să fac o ierarhizare. Dar cred că primul lucru care trebuie să-l rezolvăm este să intrăm în normalitate pe niște subiecte care sunt extrem de dificile în Galați astăzi. Mă refer la serviciile publice. Cele mai simple. Să ai apă curentă peste tot, să ai căldură, să ai apă caldă.
Din păcate, de aici pornim. Nu sunt eu acum să zic că e vina aluia sau aluia. Mie nu-mi place să arăt cu deștul. Alții fac politică așa. S-au adunat multe. Am și o analiză cum s-au întâmplat, unde și când și cine a greșit. Da, asta e o chestiune care contează mai puțin. Ceea ce e important este să găsești soluții să funcționeze. În același timp, eu vreau să vă spun un lucru. Sunt și lucruri care le vom continua. Pentru că eu nu cred că există cineva care face numai bine și cineva care face numai rău. Dar cred că prioritatea pe ceea ce înseamnă proiecte importante este să ne grăbim să recuperăm în accesarea fondurilor europene. Pentru că acolo sunt sume importante și care nu banii noștri. Banii noștri se duc ca ei, ceea ce plătim noi impozite pe funcționare, pe întreținere, pe reparații și cred în același timp că va trebui să avem un ritm corespunzător la investiții, să nu facem jumate ca în fiecare an, cum s-a întâmplat în ultima perioadă. Vorbeam la emisiunea trecută despre faptul că în piață, pe stradă, pe frontul electoral Galați, au apărut informații de genul: dacă o să votați pe un anumit candidat, veți primi o anumită sumă de bani drept despăgubire, cei care ați avut garaje, baterii de garaje și au fost distruse. Noi atunci am vorbit cumva la modul acesta. Există un candidat și n-am dat nume. La o emisiune purtată aici în platoul emisiunii cu reprezentanții ALDE, li s-a pus această întrebare. Dom'le, este adevărat că al dumneavoastră candidat, domnul Durbacă, a promis așa ceva, 10.000 de euro să ajunsese la un an? Și răspunsul a fost, și citez din memorie, nu, este o aberație, nu pot să ofer mai mult de 500 de euro pentru așa ceva despăgubire. Nici măcar un euro. Nici măcar un euro nu se poate. Nu există un cadru legal pentru așa ceva. Dar aud și eu că unii pe la colțuri șușotesc, vezi că o să despăgubim aia sau aia sau aia. Îmi aduc aminte de o vreme când tot așa era un candidat sau altul care venea și spunea: băi, nu plătiți datoriile la căldură și apă caldă, că câștig eu și vi le șterg pe toate. Și ele s-au adunat și uite unde am ajuns. Deci sunt de acord că e o aberație chiar și la 500 de euro. Am înțeles. Nu există un cadru legal pentru despăgubiri. Mai ales că, atenție, foarte mulți și le-au dărâmat singuri. Înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ieri la Galați, domnul Liviu Dragnea și-a prezentat scuzele în fața gălățenilor pentru faptul că în 2012 l-a susținut pe primarul actual Marius Stan din partea USL, spunând că gălățenii nu meritau așa ceva. Dumneavoastră vă pare rău de faptul că l-a susținut și l-ați propus pe Marius Stan atunci? Aici, eu, spre deosebire de alții, nu am după atâția ani abordări personale. La momentul 2012, ca și 2008, Marius Stan a fost candidatul nostru și în 2008. Sigur. Era colegul nostru, am crezut în el, nu numai eu, toți colegii mei. Am sprijinit și în 2008, l-am sprijinit și în 2012. Din păcate, eu am analiza mea, în loc să se ocupe de administrație, s-a ocupat prea mult de politică și lucrul ăsta i-a cășunat, pentru că în anii aceia de început era bine să fie mai mult aplicat spre administrație. Ce a spus Dragnea e treaba lui. Domnule președinte, mai avem doar un singur minut, îl aveți la dispoziție pentru a transmite un mesaj telespectatorilor să se prezinte la vot și să voteze, bineînțeles, pe cine doriți dumneavoastră. Deci mesajul meu e foarte clar. În primul rând, suntem în democrație și e nevoie să veniți să decideți. Odată la 4 ani, puterea, duminică e la dumneavoastră. Dumneavoastră decideți. Dumneavoastră decideți cum va fi condus Galațiul în următorii 4 ani. Decizia e numai la dumneavoastră. În democrație, că venim numai 3, putem alege primarul. Eu cred în faptul că
cu cât vin mai mulți să voteze, cu atât e o decizie mai bună. Și fac un apel la toți, sincer, să vă exprimați opțiunea. Și opțiunea majoritară, bineînțeles, conform regulilor democratice, va învinge. Din punctul meu de vedere, ca președinte al PNL-ului, am încredere în Nicușor Ciumacenco, propunerea noastră, în echipa de consilieri pe care o propune PNL-ul, am încredere în doamna Tania Bogdan, candidatul nostru la președinția județului, și dați o șansă PNL-ului ca prima dată după 25 de ani să poată conduce județul Galați. Faceți o comparație cu celelalte județe pe care în ultimii ani le conduc liberalii și unde accesarea fondurilor europene, dezvoltarea infrastructurii au intrat în normalitate. În Galați încă înseamnă mari realizări. Aveți încredere în colegii mei, aveți încredere în Nicușor Ciumacenco, în Tania Bogdan și în toți colegii liberali care candidează la alegerile de duminică. Vă mulțumesc pentru prezența la emisiune. Vă urez succes, vă mulțumesc și dumneavoastră. Ne vom reîntâlni la ora 20.